Dragi colegi, în urmă cu 4 ani, când sute de mii de oameni înghețau în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva Ordonanței 13, dată de domnul Grindeanu, aici în fața noastră, puțini își imaginau că vom ajunge să mai avem o șansă la reformă. Puțini își imaginau că vom ajunge să dăm la o parte caracatița care controla toate instituțiile statului și mituia baronii locali cu miliarde de lei. După ce ați avut grijă aproape 30 de ani să ne spuneți că politica nu poate fi făcută de oameni cu cariere solide, veniți din mediul privat și din societatea civilă, de profesioniști în domeniile lor, puțini își mai imaginau că în 2021 vom ajunge să avem o nouă generație de politicieni la guvernare. Însă iată că România a spus clar la ultimele alegeri că vor ca România să se schimbe și se schimbă, doamnelor și domnilor. Guvernul PNL, USR plus UDMR este guvernul care reprezintă acum oamenii care nu își mai doresc să vadă penali în funcții publice și baroni care își tratează județele ca pe propria moșie. Nu mai vor să vadă funcționari numiți politic și incompetenți în instituții. Nu mai vor să se trateze în spitale, în paragină, în timp ce politicienii de la dumneavoastră, domnilor de la PSD, vin și promit spitale regionale, dar ajung să realizeze într-un mandat de 4 ani doar niște amărâte de machete 3D. Doamnelor și domnilor de la PSD, v-ați arătat limitele competenței după ce n-ați reușit să faceți mai nimic între 2012 și 2019, cât ați avut guvernarea și majoritatea în Parlament. Sub bagheta lui Ponta, Dragnea, Dăncilă, ați ratat toate oportunitățile de dezvoltare pentru România. După 8 ani, ați plecat de la guvernare lăsând bugetul pe deficit și economia gâfâind în prag de pandemie. După ani de zile în care singura politică a fost să aruncați cu bani în stânga și în dreapta. Nu puteți voi să veniți să-i dați lecții de economie lui Claudiu Năsui când l-ați spus... Vă reamintesc, acum 4 ani de zile, mulțumesc, nota 10 la lucru manual, ați decupat frumos, acum 4 ani de zile l-ați avut ministru al economiei pe Dănuța Andrușcă, domnilor. Dănuța Andrușcă, căutați pe internet. Nu puteți să-l învățați pe Florin Câțu să construiască bugete și să conducă un guvern când voi ați așteptat 2 ani soluții de la Viorica Dăncilă. Astăzi avem o nouă generație care duce România într-o nouă direcție, într-o direcție bună. Bugetul anului 2021 e unul al responsabilității, al solidarității și al repornirii economiei. Bugetul acesta e construit pe dezvoltare și investiții. Avem cel mai mare buget pentru investiții din istorie, doamnelor și domnilor. Și vă aduc aminte că în 2017, acum 4 ani de zile, PSD venea cu un buget de investiții de doar 26 de miliarde de lei. Apoi, în 2018, Viorica Dăncilă ne prezenta aici, în Parlament, un buget de investiții de doar 32 de miliarde de lei. Astăzi, guvernul PNL, USR plus UDMR, condus de Florin Câțu, prezintă un buget de investiții de 61,4 miliarde de lei, cel mai mare din istorie. În 2017 ați reușit să investiți în transporturi doar 9 miliarde de lei. Astăzi Cătălin Drulă, ministrul transporturilor, ne prezintă un buget de 14,1 de miliarde de lei, din care 8 miliarde vor fi fonduri europene. În sfârșit, România va construi autostrăzi, nu doar planuri pe hârtie. Guvernul PNL, USR plus UDMR a început munca de reconstruire a statului român și să știți că nu ne vom opri, indiferent de presiuni și indiferent de câți politruci se vor agăța de scaune. Avem o șansă reală să schimbăm România, vom duce această luptă cu rețelele voastre de interese și cu clientela voastră și vom reuși. Vom face o revoluție a bunei guvernări.